Duminică seara la sala sporturilor din Baia Mare a avut loc finala selecției naționale a Eurovision. În finală, cu numărul al treilea de intrare în concurs, au participat și romașcanul Cristian Prăjescu și trupa Dream Walkers cu piesa Let It Shine. În finala selecției naționale de duminică seara, publicul a fost singurul care a ales reprezentantul României pentru scena de la Stockholm din cele șase piese rămase în concurs. În urma preselecției de vineri seara, în finala națională a Eurovision, au concurat Florena Doru Todoruț, featuring Lina Baianț, Dreamwalkers, Vanotech, Fit, The Code and Georgian, Ovidiu Anton și Mihai Trăistariu. Ovidiu Anton a obținut 6.185 de voturi din partea publicului. Pe poziția a doua, în urma voturilor, s-a situat Vanotec cu 4.702 voturi iar pe poziția a treia, Florena, cu 3.491 de voturi. Ovidiu Anton va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2016 cu piesa Moment of Silence. Dragilor, mulțumim din suflet pentru susținerea voastră, Locul 4. Suntem extrem de bucuroși că am reușit să facem o figură frumoasă și vă promitem că veți mai auzi de proiectul nostru Dreamwalkers. A fost mesajul postat după concurs de Cristian Plăjescu pe pagina de socializare.